Dintre multele bilețele care au sosit în seara aceasta aici, au venit cam 9 bilețele care vorbesc despre un băiețaș de 12 ani. Aș vrea să cred că este vorba despre același băiețaș. Și sper să nu fie 12, 9 cazuri de felul acesta. Rog biserica să se roage pentru un băiețel de 12 ani, bolnav de cancer neoperabil. Este internat la Fundeni, probabil la București. Îl cheamă Vasilica. Domnul să-l vindece dacă este voia lui. Amin. Amin. Sper că este vorba de același băiețel. Să se îndure și Dumnezeu să lucreze după voia lui. Biserica autentică, Biserica Pentecostală, crede din toată inima în puterea de vindecare a Domnului nostru Iisus Hristos. Am experimentat lucruri de felul acesta și nu ne îndoim. Totul depinde de voia lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu vrea să-l vindece, poate să-l vindece. Dacă Dumnezeu nu vrea să-l vindece, trebuie să acceptăm voia lui. Așa ar fi corect. Amintiți-vă de leprosul acela care a strigat: Doamne, dacă vrei, poți să mă curățești. La care Domnul Iisus s-a apropiat de el și a spus: da, vreau. Fii curățit. Și în momentul acela s-a realizat marea minune. Dumnezeu să fie slăvit și onorat. Vreau să vă spun că acum în vremurile din urmă, și noi suntem generația care Dumnezeu așa a hotărât să vadă multe din minunile și semnele apocaliptice a vremurilor din urmă. În vremurile din urmă, foarte mulți, nu mă refer dintre noi, dar foarte mulți, aleargă numai după semne și după minuni. Au făcut un ideal din aceasta, un scop. Numai după semne și după minuni. Ori în Evanghelia după Luca, la capitolul 21, sau mai explicit, Evanghelia după Matei, la capitolul 24 cu versetul 24, este parcă o expunere mai clară, iată Matei 24 cu 24, se vor scula Hristoși mincinoși, proroci mincinoși, vor face semne mari și minuni până acolo încât să înșele, dacă va fi cu putință, chiar și pe cei aleși. În atenția tuturor celor care umblă numai după semne și după minuni, adică după extraordinar, adică după spectacol. Nu este corect. Dumnezeu are puterea să vindece acolo unde vrea El și când vrea El. Și noi nu ne îndoim de lucrul acesta. Dar cât despre cei care procedează, așa cum spune aici, atenție, se vor scola foarte mulți care vor face semne și minuni foarte mari, până acolo încât să înșele, dacă va fi cu putință, chiar și pe cei aleși. Vreau să vă spun răspicat și din toată inima, nu va fi cu putință să fie înșelați cei aleși. Nu se poate așa ceva. Spune Scriptura, necazul va fi atât de mare și problemele se vor amplifica atât de tare, încât Dumnezeu, din pricina celor aleși, a intervenit și scurtează zilele acelea de încercare grea, tocmai din pricina celor aleși. A ei să rămână și sunt convins că vor rămâne. Spuneam marțea trecută pentru cei care au fost aici, căci săptămâna aceasta va veni la Bruxelles, în Belgia, o femeie din Africa, prin care se spune că s-a făcut 400 de învieri din morți. În discuția care am avut-o cu acel frate, eu mi-am arătat sincer opinia mea și am spus: eu nu cred așa ceva. Și mi-am spus de ce. Timp de 4.000 de ani, Dumnezeu a procedat la 3 învieri din morți, spune Vechiul Testament. Timp de 4.000 de ani, Dumnezeu a făcut 3 învieri din morți și vi le-am amintit marțea trecută pentru cei care au fost aici. Vechiul Testament amintește 3 învieri din morți și cu asta gata. Este vorba de învierea fiului văduvei din Sarepta Sidonului, despre învierea fiului Sunamitei de la Sunem și despre acel anonim care la un moment dat a fost aruncat în mormântul lui Elisei, s-a atins de oasele lui și a înviat anonimul.
deodată și a luat-o și el la fugă. 4.000 de ani, 3 învieri din morți. Noul Testament însă amintește de 6 situații în care Dumnezeu a intervenit prin puterea Lui absolută, 6 situații de învieri din morți în Noul Testament. Toate au în spate o motivație și un motiv foarte întemeiat. Dumnezeu nu lucrează la voia întâmplării. Niciodată Dumnezeu nu lucrează la voia întâmplării. Ci dimpotrivă, pentru cei care au făcut un obicei din aceasta, mergem să vedem ce se întâmplă. Dar nu ne interesează o viață curată, nașterea din nou autentică, păzirea de păcat. Nu, mergem pentru că este foarte spectaculos să asistăm cum regele va deschide ochii unui or. Mergem să vedem cum procedează. Evanghelia după Marcu de la capitolul 8 dă detalii în sensul acesta și spune că Domnul Iisus a venit în Betsaida. Iată Evanghelia după Marcu de la capitolul 8, începând cu versetul 22. Au venit la Betsaida, au adus la Iisus un orb și l-au rugat să se atingă de el. Și spre surpriza lor, versetul 23, Iisus a luat pe orb de mână, l-a scos afară din sat, apoi a pus scuipat pe ochi, și-a pus mâinile peste el și l-a întrebat, vezi ceva? Intervine Domnul Iisus a doua oară și orbul este vindecat complet. Locuitorii din Betsaida, spune Scriptura, au rămas foarte șocați când au văzut că Iisus de data aceasta nu îl vindecă în prezența lor. Și noi probabil că am fi mirați. Iisuse, dar s-a întâmplat ceva? De foarte multe ori ai vindecat aici la Betsaida și acum l-ai scos afară din sat numai tu cu el și procedezi la vindecarea lui. Da, nu s-a întâmplat nimic special. După ce l-a vindecat, iată versetul 26, atunci Iisus l-a trimis acasă și a zis să nu intri în sat și nici să nu spui cuiva în sat căci eu, Domnul, te-am vindecat. Dar de ce, Iisuse, nu mai vrei o mărturie? Să mai vadă oamenii din Betsaida și să spună, a, Iisus l-a vindecat pe orbul acesta. Ce minune, Doamne, ce minune! Și unii să se pochească. Și Domnul Iisus a spus, nu, nu! Să nu intri în satul ăsta, că probabil el nu era din Betsaida, l-au adus din alt sat la Betsaida. Și să nu spui cuiva în satul acesta că eu, Domnul, te-am vindecat. De ce? Dar de ce, Doamne, ai lăsat pe toți așa și tu l-ai scos afară din sat? Evanghelia după Matei, la capitolul 11, Domnul Iisus explică atitudinea Lui și modul Lui de a lucra. Evanghelia după Matei, capitolul 11, versetul 20, atunci Iisus a început să mustre cetățile în care fuseseră făcute cele mai multe din minunile Lui. De ce? Nu se pocăiesc, Domnul. Nu le trebuie pocăință, numai semne și minuni. Distracție, confort, să se simtă extraordinar de bine când este vorba de pocăință, alții. Versetul Matei 11, versetul 21. Vai de tine, Horazim, a zis Iisus. Vai de tine, Betsaido, situația care v-am prezentat-o acum. Căci dacă ar fi fost făcut în Tir și Sidon minunile care au fost făcute în voi, de mult s-ar fi pocăit cu sac și cenușă. De aceea vă spun că în ziua judecății va fi mai ușor pentru Tir și pentru Sidon decât pentru voi. Pentru voi din Betsaida care ați văzut eliberări de demoni, ați văzut vindecări de orbi, ați văzut vindecări de lepră, ați văzut multe minuni și nu vă interesează. Când este vorba de pocăință, nimic. Vai de voi, a spus Domnul, locuitor din Betsaida, umblați numai după spectacular, după semne, după minuni. Eu nu vreau să jignesc pe absolut nimeni, dar mă deranjează așa pe atitudinea unora care efectiv au făcut un scop din asta. Și ei susțin, acea nu-i predică, acelea nu-s cântări unde nu se fac semne și minuni. Vreau să vă spun, semnele și minunile sunt doar niște însoțitori a Evangheliei. Însoțitori a Evangheliei. Domnul Iisus a spus, credeți în mine, acceptați să fiți botezați în apă, în urma nașterii din nou și în urma botezului cu Duhul Sfânt și toate căile vă sunt deschise spre noua împărăție. A Domnului să fie slava și onoare. 6 situații în Noul Testament în care intervine Dumnezeu și procedează
implicându-se cu puterea Lui până la învierea din morți. Nu când vrea cineva, ci când vrea Dumnezeu, având în spate o motivație foarte bine justificată. Domnul Iisus Hristos a procedat la învierea fiului văduvei din Nain, una dintre cele șase situații despre care vorbește Noul Testament. Scriptura vorbește că Nain era o femeie văduvă, avea un singur băiat și acum i-a murit și băiatul acesta. Foarte tristă, îl conducea pe ultimul drum și la un moment dat, când să iasă din cetatea Nain, probabil cimitirul era în afara cetății și la intrarea în cetate era o poartă, în momentul când să iasă din Nain, Domnul Iisus, urmat de grupul de ucenici, intra în Nain. Și s-au întâlnit deodată față în față, moartea cu viața. S-au întâlnit deodată față în față. Moartea și cu viața. Viața reprezentându-L pe regele, pe Domnul nostru Iisus Hristos. Scriptura ne spune, Iisus a văzut-o pe această femeie plângând, a cunoscut situația ei, pentru că el n-are nevoie ca cineva să-i facă vreo mărturisire despre vreun om, pentru că și Domnul cunoaște absolut totul, știa că și mai trăise o experiență de asemenea maniere înmormântându-l pe soțul ei, acum moare și băiatul, deodată i s-a făcut milă de ea, spunea Domnul. A poruncit să se oprească cortegiul funerar, s-a aptins de raclă, apoi s-a adresat băiatului, tinerelule, scoală-te, îți spun. Și în momentul acela, Duhul de viață s-a întors în băiețașul acesta. S-a ridicat deodată, o regele a spus mamei lui, iată băiatul tău. Toți oamenii au rămas surprinși și au spus, mare Dumnezeu. Da, într-adevăr, mare Dumnezeu. Iisuse, de ce ai procedat la învierea fiului văduvei din Nain? Ce ai vrut să ne spui cu aceasta? Aș vrea să rămân învățătură peste vremuri, decenii, secole și milenii, dacă este cazul. Întotdeauna viața este mai puternică decât moartea. Să rămână în mintea noastră și în inima noastră ideea aceasta. Viața este mai puternică decât moartea și viața este El însuși, Hristos Domnul. Va veni o zi când regele va striga din ceruri, căci însuși Domnul, cu glasul unui arhanghel, cu trâmbița lui Dumnezeu, se va coborî din cer. Trâmbița lui Dumnezeu, șofarul va suna, morții vor învia nesupuși putrezirii, spune Scriptura. Viața domină, iar Osea cântă un imn al biruinței, al vieții asupra morții. Osea la capitolul 13, versetul 14, Osea 13 cu 14, îi voi răscumpăra din mâna locuinței morților, îi voi izbăvi de la moarte. Moarte, unde este ciuma? Locuința morților, unde este nimicirea? Căci viața domină și viața este Hristos, Domnul nostru. Aleluia! A Lui să fie slava și gloria și onoare. A doua situație nou-testamentală, timp de 2000 de ani, regele procedează la 6 învieri din morți. Iată a doua situație, învierea fiicei lui Iair. Dumneavoastră cunoașteți detaliile, doar vreau foarte scurt să vă amintesc. A doua situație, învierea fiicei lui Iair. Scriptura ne spune că Iair avea o fetiță de aproximativ 12 ani. S-a îmbolnăvit și a murit. Personal aleargă la Domnul Iisus și îl roagă frumos, vino te rog, pentru că fiica mea este bolnavă. Evanghelia după Luca de data aceasta la capitolul 8, începând cu versetul 41. Și iată că a venit un om numit Iair, care era fruntaș al sinagogii. El s-a aruncat la picioarele lui Iisus și l-a rugat să vină până la el acasă, pentru că avea o singură copilă de vreo 12 ani care trăgea să moară. Vino, te rog, până nu moare micuța mea. Orice funcție avea, indiferent ce poziție avea din punct de vedere social, material, nu mă interesează. Este foarte important să te prăbușești la picioarele regelui
și să recunoști suveranitatea absolută a Domnului Iisus. Este foarte important să-L inviți pe Iisus la tine acasă. Nu știu dacă l-ai invitat sau nu l-ai invitat, când acasă este ceartă, este scandal, este bătăi, divorțuri. Unde Iisus domnește în inima ta, în casa inimii tale? Ori pe drum, spune Scriptura, la un moment dat, cineva a venit și a spus, nu mai necăji pe Mântuitorul, pe regele, a murit fetița. N-are rost să-l mai necăje. Uite, renunță la idee, nici să nu mai vină la tine. Fetița a murit. Cauza este pierdută, Iair. Totul s-a terminat. La care Domnul Iisus îi spune, Iair, stai, nu te panica așa de tare. Fetița ta n-a murit. Doarme fetița ta. La care toți au început să râdă. Auzi? N-a murit, ci doarme. Dar fetița lui e moartă. Categoric e moartă. Și regele spune că și n-a murit, ci doarme. Iisus își continuă drumul, ajunge în casă la Iair. În casă era o mare zarvă, vai, vai, multe case sunt mare zarvă, mare zarvă. Nu este dovadă de naștere din nou și pocăință unde e zarvă în casă. În casa unui om al lui Dumnezeu trebuie să fie pace, trebuie să fie liniște, trebuie să fie o ambianță de cer, o atmosferă binecuvântată de Domnul. Și în momentul acela, spune Scriptura, Iisus a scos pe toată lumea afară, a intrat în casă, doar însoțit de câțiva ucenici, și a procedat la învierea acestei fetițe. De ce? Iisus amintește a doua oară acasă. Fetița n-a murit, ci doarme. Făcând să înțelegem că moartea nu înseamnă distrugere, ci doar o adormire. Moartea înseamnă doar o adormire pentru cei care se încred puternic în Domnul. Ei se vor odihni, așa cum a spus Domnul lui Daniel. Robul Domnului Daniel, du-te și odihnește-te în pace până te vei ridica iarăși în partea ta de moștenire. Foarte mulți la ora actuală se panichează de moarte. Doamne, că ce-a mai fi, că cum o fi? Să știți că ce nu este o atitudine corectă din punct de vedere biblic, să te îngrozești. Dar de ce să te îngrozești? Vă spuneam că în Statele Unite, un grup de medici creștini au inventat niște cântare foarte fine și moribunzii erau așezați pe cântarele acestea în momentul înainte de a pleca, înainte de a se desprinde duhul de viață de trup. Pe acești medici interesau două lucruri. Ultima impresie a feței, în momentul când duhul de viață se desprinde de trup, ultima impresie a feței. Și ei spuneau, în momentul când cineva pleca și duhul de viață se desprinde de trup, acelea celor cântare foarte fine indicau între 48 grame mai puțin. Al doilea element, impresia feței. Unii strigau, nu mă lăsați, au, mă despar, nu mă lăsați, nu vreau să plec. Se îngrozeau, se panicau și rămânea impresia feței impregnată așa. Alții, în liniște, în pace, strigau, Iisus. Mulțumesc că ți-a sosit momentul întâlnirii cu tine. Fiecare la cine a slujit. Să fie clar. La cine nu putem să vă spunem altceva. Fiecare la cine a slujit. Moartea nu este o distrugere, ci doar o adormire pentru o perioadă. Așteptăm sunetul trâmbiței și vom fi pentru totdeauna cu Domnul. A Lui să fie gloria și onoarea în vecii vecilor. A treia situație nou-testamentală, Scriptura spune că Iisus procedează la învierea lui Lazar din Betania. După 4 zile, intenționat întârziat, sosește în Betania, este întâmpinat de Maria și de Marta și spune, rege, cât de mult aș fi vrut să vii mai repede. Prietenul tău și fratele nostru a murit. Situația este pierdută, este mort de 4 zile, miroase greu, a intrat în putrefacție. De ce nu ți-ai făcut timp să vii mai repede? Nu erai tu prietenul lui Lazar? La care Iisus i-a spus, Maria, de ce îți faci tu probleme? Ascultă-mă ce spun. Pentru mine timpul nu contează. Să fie mort de 4 săptămâni sau de 4 luni sau de 4 ani, Maria, tu nu poți să înțelegi. Eu sunt sursa vieții. Dați piatra la o parte, s-a întărâtat regele. Apoi l-a nominalizat și l-a chemat pe nume. Lazare, vin afară!
La puterea cuvântului a înviat Lazar și puterea cuvântului legat și înfășurat în fășii și în giurgiuri și în pânze ce era, fără să poată să facă niciun pas, s-a prezentat în fața Domnului Iisus. Mare puterea lui Dumnezeu. Pentru el timpul nu contează. Unii spun, Domnule, biserica primară, au murit mâncați de fiare, arși pe ruguri, alții au murit în oceane și fărâmițe și cenușă s-au făcut cu toții. O, va veni o zi când regele va ordona și strângeți-mi pe ai mei, nu contează de unde și din ce, se vor lua ființă și se vor prezenta în fața regelui, Marei Dumnezeu. Aleluia, lui să fie gloria și slava și onoarea în vecii vecilor, stimații mei. Ziua când Dumnezeu ne va chema, noi o credem din toată inima, are capacitatea aceea și m-aș bucura toți dintre noi, toți dintre noi care vom fi în viață, am zis că vom fi, să fiu și eu, și vom avea parte de răpire și nu vom mai trece pragul morții, slavă Domn. Dar dacă va fi să trecem, să avem parte de prima înviere. De prima înviere, că Scriptura spune că unii vor învia pentru viață veșnică, iar unii, alții, pentru rușine și ocară veșnică. Dumnezeu să aibă milă de noi. Timpul a trecut, vreau să vă amintesc al patrulea caz, Scriptura vorbește, pasajul care vi l-am citit în seara aceasta, Faptele Apostolilor, la capitolul 9, Tabita, zisă și Dorca, moare. Scriptura spune, ucenicii au trimis repede după Petru, care era în Iope, pentru că Lida era aproape de Iope, vine Petru. Momentul cel mai important al acestui tablou, la un moment dat, toate văduvele din Lida l-au înconjurat pe Petru. Văduvele, săracii, necăjiții, orfanii, și-au început să plângă toți și văduvele plângeau în jurul lui Petru. Doamne, apostole Petru, doare de ce a luat-o Dumnezeu pe Tabita, că multe fapte bune făceau și plângeau văduvele și se tânguiau. Doamne! La un moment dat Petru spune, stați liniștite, cheamă numele Domnului și Tabita, Dumnezeu îngăduie să se întoarcă Duhul de viață. Iisuse, de ce procedezi la învierea Tabitei? De ce? Am în inimă un compartiment special, spune Domnul. Și foarte sensibil. Și mă las înduplecat de rugăciunile celor care insistă în mod special al văduvelor și al săracilor și al necăjiților. Cum? Eu am luat o decizie în dreptul Tabitei, dar văduvele acestea plâng și insistă, efectiv, o vor înapoi pe Tabita. Și am hotărât să-mi schimb decizia. Întoarce-te, Duh de viață, înapoi. Rugăciunile acestor văduvi sensibilizează inima. Știți dumneavoastră de compartimentul acesta din inima lui Dumnezeu? Poate zice, mă frate, dar cum determin pe Dumnezeu să iau altă decizie? A spus Dumnezeu lui Iona, du-te și predicăm cetatea Ninive și transmite mesajul 40 de zile și nimicesc pe toți? Da. Iona, știți dumneavoastră, istoria intră în cetate numai cale de o zi. Scriptura spune, împăratul, când a auzit lucrul acesta, a dat un ordin și a spus așa. Toată cetatea, copii, femei, bărbați, turmele de oi și cirezele de vite, nimeni nu mănâncă, nici nu bea timp de 3 zile. Toată cetatea să strige cu putere către Dumnezeu, dacă se va întoarce Dumnezeu de la răul care vrea să-l facă. Cine știe dacă Dumnezeu se va întoarce? Noi încercăm. Scriptura spune, Dumnezeu a văzut ce făceau ei și a luat o altă decizie și a zis, nu-i mai omor. Mare Dumnezeu! Când a hotărât Dumnezeu să nimicească casa preotului Eli, a bătrânului Eli, Hovni și Finias, preoți care slujeau la templu din Silo, despre care Scriptura spuneau, au ajuns preoți fără să mă cunoască, zice Domnul. Nu-l cunoșteau pe Dumnezeu, dar ei erau preoți. Nu vreau să amintesc nimic în dreptul acesta. Preoți fără să mă cunoască, zice Domnul, care se făceau vinovați de mari păcate
desconsiderau darurile Domnului și își permiteau să trăiască în păcate cu femeile de la care slujau la ușa cortului. Preoți, fără să-L cunoască pe Domnul. Și Dumnezeu a zis, Eli, problema este gravă. Și Domnul îl cheamă pe Samuel. Și Domnul îi se descoperă lui Samuel. Și abia a treia oară bătrânul Eli spune, dacă vei mai auzi odată vocea aceasta, spune-i, vorbește, Doamne, că jobul tău ascultă. Și Dumnezeu îi descoperă lui Samuel situația și el îi spune, să te pedepsească Dumnezeu cu tata spune dacă îmi vei ascunde ceva, să-mi spui tot ce ți-a spus Domnul. Și Samuel a spus, da, îți spun totul. I-a spus totul. În urma descoperirii care Domnul a făcut-o lui Eli prin Samuel, Eli ia o atitudine foarte confortabilă și spune, da, Domnul este acesta, facă ce-a vrea și amin. Nu îl interesează pe Eli. Să intervină ca văduvele din Lida. Să determine pe Dumnezeu să schimbe. Nu, nimic. Acesta este, Domnul facă ce-o vrea și cu asta am terminat. Și istoria spune, în 1 Samuel citit, dezastru urmează. Chivotul lui Dumnezeu luat, Hofni și Finea și bătrânul Eli mor toți în aceeași zi. Nevasta lui Finea s-a însărcinată când aude vestea. S-a încovoit și a născut, deodată, spune Scriptura, și s-au apropiat femeile de ea, ori femeia cuprinsă de durerile nașterii, dar mai mult de panica morții, a strigat deodată Icabod, care înseamnă s-a dus slava din Israel, că nu-i nimeni cine să mai intervină înaintea. Dumnezeu să aibă milă de el. Frați și surori, despre celelalte cazuri, probabil, vă voi aminti cu altă ocazie, pentru că și timpul este destul de înaintea. Vă invit să ne ridicăm înaintea Domnului și haideți într-o rugăciune să rugăm pe Dumnezeu în dragostea Lui să ne umple de putere, să ne ajute să mergem înainte, să ne umple de puterea Duhului Sfânt, să ne mărească credința. Dumnezeu să aibă milă de toate situațiile și Dumnezeu să se îndure după voia Lui. Ne rugăm din toată inima, rog pe fratele Sandu să vină în față. Ne rugăm cu toată biserica. În numele Domnului Iisus îți mulțumim pentru îndurare.